chestii care par logice, dar de fapt pe șantier având diverse echipe, pentru că iarăși pe șantier dacă nu ai astfel de planificare, normal că mergi cu echipa pe care o găsești accesibilă. Bă, astăzi am găsit pe ăștia pe OLX, nu, hai la casă, apucă-te și fă. Da, dar aveai făcută chestia Island înainte, adică te-a pus de tencuit, dar aveai terminate instalațiile electrice, că i-ai găsit pe tencuitori acum, că ăștia fac numai tencuieli. Dar vine după aia electricianul și îți mai sparge încă 3 șlituri să-ți mai tragă niște cabluri. Corect. Ok. Și atunci noi vedem practic toate aceste activități din stânga, la care sunt asignate zile, adică durate, după aceea sunt transpuse în zile calendaristice, cu săgețele încep să se conecteze una după alta în cascadă, în funcție de diferența de timp dintre ele. Și ele încep să se conecteze ca într-o schemă logică. Adică e efectiv ca, nu știu, dacă ai jucat piticot, ai dat cu zarul, te duci înainte, ai dat cu zarul, te duci înapoi. Ele au o dependență, practic. Și o activitate cascadează efectul la următoarele activități. Sper că ți este util acest material video foarte scurt, ce este extras din materialul video lung postat pe platforma principală de YouTube Marius Șofete. Dacă ți-a plăcut acest material video, dă-l mai departe către prietenii tăi pentru a-și putea lua și ei doza zilnică de sfatul lui Șofete în construcții, pentru a putea construi mai bine.